Un bărbat din localitatea Rotunda, comuna Doljești, spune că pe strada Unirii, acolo unde locuiește și unde urmează să fie turnat asfalt, proiectul nu ar fi fost bine gândit, deoarece la primele ploi, apele s-ar putea aduna în fața casei sale. Acesta spune că a întrebat atât la primărie, cât și la reprezentanții firmei constructoare dacă se poate interveni pentru a implementa un sistem de captare a apelor pluviale, dar și că proiectul de modernizare a străzilor nu include șanțuri sau rigole. Sunt probleme legate de cotile de ape. Apa, în loc să se ducă la râul Siret, are pantă de inversă de dus în mijlocul satului. Bun. Ne explicați puțin, vă rog, unde suntem acum și unde, unde ar fi locul? Strada Unirii. Da? Da. De unde e locul unde spuneți că ar trebui să se reverse apa pluvială? Apa pluvială ar trebui să ajungă aici, în punctul ăsta. Pe când ea de undeva la 20 de metri, apa pluvială pleacă invers. Are pantă de scurgere între casă și în restul localității. Unde spuneți că este și locuința dumneavoastră? Și locuința mea, e la circa 200 de metri de aici. De ce, de ce considerați că, Consider că e panta acolo? De invers, pentru că se vede și la ochiul liber. Zice că s-au adus topometriștii, au constatat că acolo e mai jos ca aici. Nu e. Eu am curaj să fac pariu cu oricine, să aducă topometriștii, adică să fie clară situația, că nu-i corectă treaba. Deci apa nu poate să meargă la deal. Apa trebuie să aibă curgere spre râu, spre Siret, canalizarea care este. Urmează ca această stradă pe care și dumneavoastră locuiți să fie asfaltată, da? Da, toată lumea își dorește așa ceva, ca nu numai la noi, ca oriunde. Da, este pregătită deja pentru asfaltare. Deja pentru asfaltare și sunt denivelări care îi dă pantă la apă diferite scurgeri, în diferite părți. Invers, taman decât ar trebui aici să adune apa să se scurgă. Pentru că e 80, circa 80 de metri până la râul Siret. Nu e mai mult. Proiectul nu ar fi derogări. Numai să iei niște dâmburi sau niște sau să bagi o mașină, două de balast în plus ca să poată scoate la cotă să-i deie curs spre Siret. Spre râul Siret. Asta ar fi tot balamul. Omul spune că apele pluviale care se vor scurge de pe străzile adiacente vor ajunge în fața casei sale. În trecut, locuința a fost inundată și a fost nevoit să o dărâme și să construiască un alt imobil. Pentru că de pe capul străzii, din partea aia și de pe strada șesului care vine strada Unirii, toate sunt în punctul ăsta care e lăsată cu... Spuneți care inclinația aici? Are inclinații de circa 20 de centimetri. Din capul străzii până aici, 30 de centimetri. Și se bat apele din pe stradă pe stradă. Aici se înfundă. Aici se opresc, care e decalaj de circa 20 de centimetri. Eu în momentul când voi ieși din curte, trebuie să am 5 mili la poartă ca să ies în apă. De la toate ploile se va aduna apa. Bun, dumneavoastră spuneți că ați mai avut probleme în trecut cu inundații. Am avut casă construită în 71 din cărămid, în locul ăsta în care e casa nouă făcută acum, care nici nu e terminată. Am avut casă de cărămidă, am avut apă până la geamuri și am fost obligat să o dărâm, să o demolez. Cum s-a întâmplat asta? Și tot. Acum câți ani? Asta s-a întâmplat în 2000. Și au fost două inundații la rând. Una din ruperii din nord, din râul Albuia, care e la 60 de metri în spatele, în fața aici, și una din râul Siret. M-a ridicat cu o cotă cu un metru și ceva mai sus. Și acum iar se toarnă asfalt și sunt în aceeași situație, mă las în apă iar. Deci toate apele de pe toate străzile sunt făcute într-așa manie încât să vin aici. Deci de pe strada parochiei care vine aici, de pe toată Unirii, aici, la mijloc. În loc să-i dea să-i facă pantă de scurgere, pentru că e o altă ieșire la râul Siret, pe fața bisericii, prin fața parochiei. Și eu dau pantă invers aici. Un se duce, mie, asta să-mi explice constructorul și primarul. Încotro se duce apa asta. De cealaltă parte, contactat telefonic, primarul comunei Albert Lungu a precizat că proiectul, cu o valoare aproximativă de 15 milioane de lei, este implementat cu finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, Doljești fiind prima unitate administrativ-teritorială care demarează proiect de modernizare a drumurilor în cadrul acestui program. De asemenea, edilul comunei a mai menționat faptul că este la curent cu situația lui Laurențiu Mârț. Referitor la doleanțele sale, edilul a spus că i s-au arătat schițele proiectului și i s-a explicat
că nu există riscul ca locuința sa să fie din nou inundată. A admis, în schimb, că proiectul nu este prevăzut cu sisteme de captare a apelor pluviale, în acest moment nefiind identificată o zonă unde acestea ar putea fi descărcate. Fără un loc de scurgere a apelor provenite de la ploi, șanțurile ar face mai mult rău decât bine. Se caută încă soluții optime pentru ca toate aceste aspecte să fie rezolvate, a conchis Albert Lungu, primarul comunei Doljești.